noi care l-au votat, atât vreau și să închei subiectul cu Tudose, nici nu vreau să mai aud de el în comor, l-am apreciat așa că avea o pasiune, dar pasiunea aia e 10%, 90% e o protecție. Și îl vedem lângă Rebeciu, îl vedeți, la, când am venit la cașe. Ce era așa, Tudose să-i ridice o sanare și am și imagine de acolo. Să se facă primirea lui Crebenciu, să fie tot timpul alături de el. Nu știm cine e Crebenciu în țară, cu ce s-a ocupat în regiunea asta, în colegiul ăsta, nu știm că sunt și alți primari care au căzut în capcana lemnului și a mafiei lemnului. Și vă, o să mai aflați exemplu și ați văzut și pe la diferite emisiuni. Ne trezim noi acum unul care se ocupă cu tăierile și se oferă praile din cauza lui, să-l votăm, vă spună cum face titlul ăsta de cetățean de onoare, face în contorul multor știri negative despre Comuna Cașe. Mai bine lăsați-l unde e locul acolo, că nu-i mai merge afacerea lui, denigrez-o și îi fac o imagine negativă. Nu-i mai merge afacerea lui, probabil că sunt instituții care se ocupă personal despre acest dosar și stop. Că nu reușim noi să plantăm toată Valea Cașului, 10 generații de la rând, cât lemn a tăiat acest dosar. Și am terminat cu Tudose. Firmele media, mă știu că sunt aici, a venit și doamna Lungu, sunt acest subiect, l-am aflat din ședințele anterioare, dacă s-a făcut un contract în care a fost mediatizat Tudose tot timpul și Soroiu, am vrea să mi se spună că sunt bani publici, da sau nu. Deci nu este o rușine, dar până la urmă e bine că am venit acum să... Trebuia să vină la toate ședințele de consiliul local. Dar vrem să fim transparenți. Dacă firma dumneavoastră este plătită cu banii publice ai Comunei Cași. Nu e o mare rușine. Dar faceți-vă treaba, dacă nu, am înțeles. Dar l-am rugat de ședințele anterioare să ne dea un răspuns ferm, cu documente, așa. Și eu am votat bani pentru echipa de fotbal Viitorul Curița și m-am trezit și eu apostrofat prin comun și am anticipat. Vedeți că chiar dacă o să fim de acord, o să fim puși într-o lumină proastă că l-am luat așa, l-am apostrofat un pic pe fudul acela, nu trebuie să fie deranjat. Să ne spun exact pe ce se cheltuie bani, nu pe frică, în mai mare rușine. Dar nu vrem să fie dezinformați cetățenii că uite ce fac niște consilieri, nu sunt de acord cu sportul în Curița. Referitor la terenul de fotbal din Curița, chiar cu Dracula. A avut el, probabil a avut o intenție bună, dar s-a păcărit la ras pe teren, dar se putea juca fotbal. Și era o iarbă frumoasă, era cât de cât, dar jucau copiii, cetățenii, tinerii din Curița fotbalul. A vrut să fac, probabil, nu știu ce a fost în mintea lui, acolo arată ca ceva de nedescris cum arată. Nu se mai poate intra niciun... Se poate intra cu utilajele să-l repare, să-l îndrepte și îl rugăm cât e vremea acceptabil să-l repare ce a stricat și să le dea locul de joacă copiilor din Curița. Cu mai puțin bani. Putem reface terenul de fotbal cu mai puțin bani în Curița. Banii pentru asfaltări. Eu am... M-am mai stat de vorbă cu constructorii, se va intră și au încasat, nu știm cum arată exact contractul, s-au încasat bani, toți banii de 30 de miliarde. N-ați spus de... Deci nu știți și aprobat, domnul colegi. Nu știți și aprobat. Astăzi dacă ați mai aprobat, încă... Poate am lipsit... Cum am lipsit? 10 miliarde, 10,04. 1.040.000. 10 miliarde bani vechi. Dacă s-au achitat acești bani. Dar ia uitați, stați să fiți, nu mă întreb. Da. Am mai aflat acum că mai sunt 340 de milioane de la contractul de dezăpezire de anul trecut. Și că am alocat pentru bugetul din iarna 2015-2016, 530 de milioane. Am notat eu, este adevărat. Dacă au fost, mai sunt încă 340 de milioane de distanță, îl pun întrebarea de cât a fost. Datele le am de la serviciul contabilitate, încă mai sunt de plătit, că asta o să ne spună domnul primar în raportul dânsului de asta. Eu am tras niște semnale de alarmă, atât cu lemnele de la școală, care tot iar nu mi-aduc aminte de Tudose, dar nu sunt mai satură de banul public. Eu aduceam lemnele la școală de o anumită sumă. Dar cine aducea lemnele?
Păi cine ne aducea acest Tudose, dar acum așa spune. Stai un pic, dar știți de ce spune? Acum a dublat prețul bun. Deci am întrebat pentru că am început. A dublat Tudose suma de bani când acum a spune ce fără. Acum a adus Tudose la școală. Acum, anul ăsta, după ce am tras niște semnale de alarmă, dar până în 3 ani, eu aduceam asta, se aduceam lemnii la școală de 200 și ceva de lemne și aveam numai școala, aveam cele două grădinițe și primăria. Acum Tudose este adevărat, Tudose aduce lemne, a adus lemne în ultimii ani de 400 de milioane la școală, numai școala ca și este încălzită, veniți cu răspunsuri clare. Că ia uite, aflu că nu adesă pe jipsi, mai sunt încă 340 de milioane de achitat. Îmi pun întrebarea câți bani a costat contractul de dezăpezire cu futura achitat. S-a achitat, deci toți bani. Deci acum s-a achitat când a fost bani. Cam am văzut utilajele lui Fudurache pe stradă. Să înțelegem că a fost o iarnă ușoară anul trecut. Au fost câteva intervenții și ne dăm seama că 340 de milioane numai restanțe, îmi pun întrebarea, poate a costat 500 de milioane de întreaga de zăpizire. Cât? Dați răspunsul corect. Am înțeles că a fost măsura grupul sanitar de la școală, l-a prezentat destul de bine. Consilierul Mășu, 1000 de euro pe metru pătrat. Rușine dacă s-a ajuns la acest preț, că iar mă repet, cu ei pereți în colțul școlii. Raportul doamnei viceprimar, din ce a prezentat doamna, îmi pun întrebarea ce mai face primarul. Adică toată activitatea, îmi pare mie, s-au oprit așa din activitățile primarului. De activitatea de salubrizare și beneficiară de 416 este activitatea viceprimarului întotdeauna. Deci chiar vă recomand. Prin legea 215 și prin legea dată de primar. V-ați ridicat în picioare, ați prezentat raportul dumneavoastră. Din respect pentru dumneavoastră și pentru cetățenii comune. Eu știu, poate mai creșteți în sondaj, la 6%, poate nu e la cât activitate. La activitate. Nu, pentru că n-am intenții de a candidat. Păi, dar nu, eu știu, poate vă votează până la urmă. Mai e timp să faceți curățenie. Poate, dar vă recomand, dacă votați. Trebuie să o problemă pentru că ați făcut atâta activitate și văd că ați făcut activitatea primarului, deci n-ați candidat pentru comunitate. Dar n-ați uitat să mai menționați și m-am tot întrebat în ultimii două ședințe, că tot așa, domnul consilier a stănit, că sunt niște sesizări făcute. Deci n-ați menționat în raportul dumneavoastră că faceți și niște drumuri la poliții sau la DNA, nu știu pe unde faceți, că ați fost reclamat de unii cetățeni. Ați fost reclamat cumva și ați fost reclamat pentru o campanie electorală din 2012 și pentru campania murdară. Am dat fiți transparent și spuneți oamenilor, pentru că toată comunitatea știe pentru ce ați fost reclamat și vă cunoaște și trecutul și ce ați făcut și înainte de fi viceprimar și ce activitate aveți acum. Fiți transparent și da, am fost reclamat. Fiți transparent că sunt doi infractoare. Așteptăm să... Consider că sunt instituția ale statului abilitate care... Eu v-am întrebat, nu v-am întrebat când ați vorbit. Dar referiți-vă la ordinea nimic, nu aveți transparență, nu aveți transparență chiar deloc, din respect că se filmează aceste și mai toți alți cetățeni din comună, nu aveți respect, nu pentru consilieri, pentru comunitate. An de an am cerut. Eu personal nu am respect? Spuneți câți bani ați cheltuit de zăpezire, spuneți câți bani dați vă Tudose pentru școală, spuneți ce interese, ce grup de interese e în comunitatea noastră de să cheltuie așa mulți bani de... pentru o dezăpezire sau pentru încălzirea școlii. Pentru ce ați fost reclamat, dumneavoastră ați afirmat. Ați stălit cu corizorul. Nu trebuie la ca persoană fizică, da. vă dau dumneavoastră... Vă e rușine, vă e rușine să spuneți. Eu nu am reclamat de ca și consilier sau ca viceprimar. Vă e rușine să spuneți. Cum este rușine? Care e subiectul? Îl știu cetățenii și nu... indiferent. Și asociații ce nu au să ne certăm. Păi nu, am mare frică, nu mă cert. Spre Mahala și spre Ceartă, dar eu nu am vorbit din Mahala. Cine vorbește din Mahala? Chiar m-am referit la activitatea că ați prezentat raportul viceprimarului. Eu m-am referit la ordinea de zi, nu m-am bătut de la alte subiecte. Și cred că n-a durat mai mult de 7 minute toată intervenția. Vă mulțumesc. Da, mulțumim și noi, domnul Venceanu. Doamnea toată Moldova, nu te-am făcut de rușine. Eu
eu sunt la drumul de tine. Ca să căutăm să fie bine, că e păcat de sfârșit de an și fiecare își dorește să, atât în familie, cât și în comunitate și în consiliile locale și peste tot să ne despărțim și să ne întâlnim cu bine în anul următor. Da, sunt probleme, așa este. Așa este. Ce să facem? Asta e viața, unde nu sunt nici animozități, nu sunt nici plăceri. Haideți să iau puțin punctele la rectificarea bugetară. Sunt de acord, ne-a venit bani, Doamne ajută, sâmbul, să-i împărțim, sau dacă îi împărțim corect, este bine. Organizarea și funcționarea rețelei școlare. Ce se întâmplă? Au primit doamna, lumea de-a nouă, au primit direct la inspectorat, ceea ce nu mi-a spus. Da. Da, am sunat și... Da. Ne-am liniștit. Eu nu sunt de acord cu ceva, dar am înțeles că este... Așa este în legislație. Aici zice... Proiect de hotărâri prin organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitare de stat. Noi nu avem așa ceva la noi aici. Noi avem gimnazial. Nu, dar la nivel e preuniversitar. Dar asta... Dacă așa prevede legea, eu plec capul. Preuniversitar înseamnă de la liceu încolo. Corect, dar zic, la și dacă eu greșesc, să fie cu iertare. Dacă legea prevede așa, v-am spus că îmi plec capul. Nu sunt de acord cu titlul, cu fraza respectivă. Da, am înțeles că problema se referă la altceva, cu totul altceva. E rezolvată foarte bine. Aprobare taxe și impozite. Dacă putem menține în continuare și pentru 2016, e un lucru bun, pentru că adevărul este că nu există bani. Toată lumea duce lipsă de acest lucru. Da. Alocarea de bani pentru copii este bine venit, un lucru bun la care l-am făcut în fiecare an. Finalizarea lucrărilor la căminul din Culiță. Sunt de acord întru totul, vă mai spun o dată. Dar dacă s-a încheiat un act între cel cu care ne judecăm și cu primăria Cașin, din care se rezulte că noi am preluat totul, inclusiv pază, pentru că ei erau obligați să asigure paza. Și acolo s-a făcut un dezastru. Parchet, pereți, geamuri sparte prin față, prin spate, stricat acolo. Dacă există un contract prin care noi am preluat și ei au făcut o evaluare sau s-a făcut o evaluare a pagubilor și noi plătim acum din banii Consiliului Local, e rău. Plătim, dar să nu le mai dăm lor din banii aia să le tragem. Adică să facem în așa fel încât când va veni Curtea de Conturi să facă un bilanț așa, să nu ne pună pe noi, Consiliul Local, și vă ați votat. Da? Dar vedeți că sunteți bun de plată. Mare atenție la treaba asta. Eu am spus multe chestii în parcursul anilor și cam unele s-au adeverit. De asta zic, domnul, dar atenție mare să nu cădem în partea cealaltă. Da? Să nu cumva să ajungem să plătim ceea ce nu trebuie să plătim noi. Așa, acordarea de titlu. Domnule, nu pot să spun multe chestii despre domnul Tudose. Eu sunt venit aici numai de 15 ani. L-am cunoscut în floarea vârstei. În floarea vârstei, da. Am fost la dânsul și am luat și eu niște materiale dintr-astea, când am venit soapele la Dumnezeu să odihnească, i-am pus la pod acolo, niște lemne odată am avut nevoie. Pentru soacră, dar cât mai groasă. Mai groasă. Așa. Nu pot să spun că este un om rău. Am participat la acea
verificare la fața locului cu domnul Prebene, nu prea am fost nici eu de acord atunci cu situația, drept dovadă am înțeles că s-a lămurit, nu? Și s-a făcut lumină. Așa, mi-am spus punctul de vedere și s-a ajuns la consens, bănuiesc că e bine acolo. Ce să spun? Nu pot să spun nimic despre acest om, că dacă spun, aș spune că aș spune o prostie. Aș spune o prostie. Nu-l cunosc personal, n-am fost la dânsul niciodată, nici la fratele. Știu că fratele a fost profesor inginer la facultatea de la Brașov, a venit în coace. Așa, așa, din câte știu eu. Dânsul a lucrat în silvicultură de tânăr și că restul datelor care au fost citite în situație de către domnul primar. Mi-am notat și eu aici că a făcut lupte libere, foarte bine, mă bucur, așa că am un cu echipier și eu aici printre noi. Că echipa a fost pe locul 8 pe țară, așa, a fost bibliotecar în comun aici, da, da, e puțin citit. Nu știu dacă are liceul făcut. Ai cum să... Da, are, da, poftiți, lucru care nu l-am cunoscut. Așa, locul 1 a firmei timp de 10 ani. Pe județul Bacău, probabil, nu? Da, da, da. Da. Sunt niște avantaje, niște chestii care arată totuși poziția dânsului ca om. Dar vreau să spun că pe lângă toate astea, pe mine m-a, cum să spun așa, nu să spun fascinat, e cuvântul prea mare și prea pompos. Așa, m-a bucurat faptul cu treaba asta de porțile Cașinului. A fost cineva, de exemplu, nu știu, că a fost ideea dânsului, că n-a fost a dânsului, care a ridicat puțin localitatea. Este cunoscută deja la Muzeul Satului, este cunoscută deja în țară și chiar peste hotare. S-a făcut acea carte, acel, de fapt, e un, cum să-i spunem, un jurnal al comunei, dacă vreți. Un album foto. Un album foto, da. Are și ceva explicații, care am înțeles că a ajuns și în Statele Unite, a ajuns și în Franța, așa, care s-a prezentat la timpul respectiv, cu vocația respectivă, de către dânsul sau de către alții, nu știu exact, așa, care a avut un prestigiu comunat ca și după urma asta. Încă eu, vă spun sincer, spun acum aici, mi-aș fi dorit, ce că trebuie să faci scris ca să mă dea regreseze, așa, să facem o poartă mare, cum au ăștia pe la Târgu Secuiesc, la intrare în Cașin. Și să scriem acolo frumos. Nu putem să scriem ținutul cășunenilor, pentru că o iau și aia de bază ținutul Secuiesc. Știți și ce mai iau și aia? Știți? Și ne se bat cap în cap niște idei din astea ne-naționaliste, știți? Și nu este bine. Dar mi-aș dori așa ceva, o poartă mare și unde să existe Cașin. Dar în altă să se poată trece, să fie brodată așa făcută cu sculpturile respective, așa o pancardă pe care să fie pus stema pe o parte, explicații. Da, mi-am dorit și cu tabloul care Cosmin probabil că știe. Un minut dacă îmi mai dați tablou. Pot întrebi acum. Da. M-a sunat doamna Julaia Corneanu săptămâna trecută, directoarea Muzeului Ștefan Lucian din Botoșan. Doamna a făcut un gest atunci, am rămas cu toți impresionați. A venit și ne-a dâns a pictat acest tablou. Da, este o copie după original. Dacă am putea ajuta și fac apel, eu știu cine ne vede, cine ne ascultă, primăria, să-i întoarcem acest cadou din partea ei, să o ajutăm și pe ea. Aici vrea să facă ceva la Muzeul Ștefan Lucian din Botoșani. Nu să-i dăm înapoi, dar nu. Nu, nu, nu. V-ați speriat. Nu, nu. Vă pot să-i dăm înapoi. Da, s-a înțeles. Chiar dacă ar fi să-i dăm înapoi, eu aș vorbi cu domnul general Marinescu să ne dea o fotocopie la original și tot vom avea aici. Pentru că până să fac acum țin minte primăria veche, când am venit și am spus că, domnule, știți că există un tablou, o pictură și mai sunt și alte chestii mărunte, care
prevede, este la Muzeul Național al Picturilor Române, care domnul general Parizescu are și care este evaluat, iar cel care l-a pictat este decedat. Știți că a avut o moarte foarte scurtă din cauza unui deget, făcutorul cancrene și de acolo i s-a tras moartea, se numea, am ceva cu tânt, dar vă spun imediat, așa. Ștefan Dumitrescu. Cum? Ștefan Dumitrescu. Nu, nu, a creat prima operă de maturitate, Morții din Cate. Da. Nu vă spun exact cine. De? Da. Așa, în fine, noi. Important este că am ajuns, totuși, avem așa ceva în cadrul primăriei și este expus la primăria noastră și e pictură făcută după război la noi în Cașa. Așa, bine. De asta spuneam cu domnul Tudose. Toată stima mea și respectul pentru ceea ce a făcut. Nu am nimic împotrivă, nu pot să-i reproșesc nimic, pentru că aș face o mare greșeală. Cum i-am reproșat, să mă scuze, Cosmin, când pe mit, lui Simeon, care i-a dat titlul de onoare, cetățean al comunei Cașin, și care a scris despre tatăl meu acolo că a fost miner. N-a fost miner niciodată. Tatăl meu a fost șef de ocol civic la Comănești și a fost mutat șef de ocol civic la Mănăstirea Cașin. Că a fost membru de partid. O minciună concurată, tatăl meu nu a fost membru de partid. Ce? Am vorbit cu dânsul, Dumnezeu să odinească de mărți mai devreme. Cartea e scrisă, ți-a dus, o erată trebuia, în fine, nu mai spun. Hai să dăm mai departe. Vă zic că pentru Dumnezeu eu nu am nimic împotrivă, pentru că nu pot să-mi exprim o ceva contra. În cei 15 ani de zile care au trecut din când am venit aici, ceva contra n-a fost niciodată sau ceva rău făcut, decât acea discuție care a fost cu Adrian, care am înțeles că e rezolvată. Și care a fost aici și prezent și ei aici în ședință. Și... da. Raportul de activitate s-a făcut, s-a prezentat. Raportul de activitate a consiliului, evaluarea profesională a domnului secretar. Bine, foarte bine, nu mai bine. Să fie bine, știți că este bine, să fie bine, foarte bine. Da. O părere personală și nu vreau să mă luați acum de rău. Poate uneori e bine să tăcere e camere și dulce ca fierea, știți? Dar așa sunt fetele. Uneori îți zice că femeia se apără cu jura, iar bărbații cu hârtii și că moare cu pământ. Știți, să acoperă treburi. Așa că rămâne, eu nu am nimic împotrivă, dânsa își desfășoară și își face temele cum trebuie. Uneori mai sare capul, ca orice om sapăr, fiecare trage sujarul pe spuza lui. Dar, în general, cred că este bine. Așa. Da, la materialul cu salubritate. Eu v-am spus de rândul trecut cine e individul, am dat un telefon și v-am dat rezultatul. Vă zic că este urmărit penal, este plecat, este dispărut. E problema lui, are sectorul 1 și sectorul 4, în administrație, în București. Este bine să luăm, pentru că dacă va întrerupe pe consel definitiv, așa, rămânem în bloc. Haideți să vedem, așa cum a spus, 3 ani de zile, să preluăm și noi de la ei, dar ce am sesizat eu aici, s-a spus așa că el nu încape cu mașinile pe toate străzile și că platformele vor rămâne. Pentru că nu ne interesează treaba asta. Dacă a câștigat contractul și licitația, să-și cumpere mașini de la mici, cum sunt la Onești, care să intre pe toate străduțele, să preia deșeurile și menajele și celelalte care sunt, așa, să facă cum era București. Îi spun eu dacă nu știe, așa, să aibă mașini mici pentru toate străzile, să aibă tractoare de tralea pentru a aduna toamna, crenci, călăciungă, mizerie și așa mai departe. Să le duc cum nu. Nu, vă spun că ai de sarcini cu care l-am câștigat licitația. Nu știu ce trebuie de caietul de sarcini. Să admite tractor. Dar în București nu s-ar fi. Și în oraș nu s-ar fi. Deci, ești de detalii, dar că ești numai la oraș.
La comunii, la locatări rurale, pieturile vegetale, se duc undeva, anicate locale, un punct, pune și la supre. Atunci trebuie specific. Și le pot deveni compost. Și trebuie făcut undeva. Biodegradabil. Și domnule, când oamenii tai pomii contra tine și nu știu ce și alea, când poți alea mici, trebuie duse undeva, le putem pune acolo, rălciuga o putem pune acolo, știu eu, cum îi spune, ce se adune ștorișile astea de la oi și așa mai departe dusă acolo, acolo se face un foc, să arde și cu asta s-a terminat. Adică să nu mai cărăm lăcuri de platformă, să se umple toate tomberoanele alea cu mizerie care nu poate fi luată și așa mai departe. Da, asta am vrut să spun. Aș mai avea o chestie, contractul ăsta cu care el a câștigat. Și dacă noi trebuie să preluăm iară problema banilor. Nu poate, a spus că s-a discutat cu el. Ar trebui prevăzut un salariat pe care să-l plătească el, să lucreze în cadrul Consiliului Local Cașin, primăriei Cașin. Așa, care să se ocupe cu contractele la oameni, cu banii adunați, așa, și care să-și facă datorie față de el, de societate. A, că noi îl găzduim aici și că îi creăm un biroaș unde să lucreze, da. Dar să-i facem serviciile noi, el ne plătește pe noi, întreb eu, îi facem serviciile, luăm pe calculator banii, face doamna, el plătește ceva pentru treaba asta? Nu știu, întreb, să fie cu scuze dacă poate am spus prea mult. La extinderea rețelei astea, v-ați exprimat zonă rezidențială. În Tălpoc sau Tălpoc. Da, sunt zonele care se construiesc locuinții noi, locuinții mari, cu etaj. Foarte frumos. Da. Jos pălăria. Un lucru frumos. Da, un lucru bun. Doamna, o să mă zâmbește arterii la loc. Nu știu, nu știu, n-am văzut să văd acolo. Da, e casă în sat. Nu știu. Dacă este așa, este un lucru bun, că noi am mai aprobat treaba asta, și că am avut niște cereri pentru zona aia după Lărguța, dacă țineți minte, nu? Nu, Lărguța e... S-a solicitat ca să-și facă case acolo și nu pot să intre, nu? Da. Și avem un proiect, da. Mai puțin, poate greșesc dacă îmi aduc aminte rău sau greșit, care este prevăzut și asfaltarea și lărgirea drumului și alea pentru râpa aia acolo de făcut, cum le spune, gabioanele alea, așa ca să se poată intra acolo. Probabil că și ăla va fi rezolvat. Referitor la adresa cu metalul. Domnule, aici e o chestie... Greu de rezolvat. Greu de rezolvat. Eu nu pot să spun nici prea multe, că domnul Radu să vă spune, eu vorba aia sunt prieten. Cine părește? Când Caro. Și poate vă dată să zică, băi, fii atent că la... Da, la teatru, la, nu? El vrea să scoată jarul din foc cu mâna altuia. Apa asta și contractele pentru apa potabilă aparține Bacăvului domn. Știți că nu știe? Știe, nu? Păi dacă aparține Bacăvului, cine bagă pe noi hârtirele atâtea de ori? Cât mai durează domnul ăla cu conducta aia și facem legea? Da, domnul, tocmai am un anunț. Începând de mâine până sâmbătă, nu avem apa, pentru că se fac legăturile. Să dea Dumnezeu să țină 2 ani. Eu n-am apă pe cost, așa că n-am nici conducta, nici gaze, nici nimic. Dar nu sunt cu răutate, nu sunt vorba de glumă. Pentru că se fac legăturile, da. Nu va fi apă. Și după aia avem... Dar am rezolvat problema. Conducta noastră. Ei, pun întrebarea următoare acum. De acolo, de la cămin, unde e alături de cămin, cred că se va face un alt cămin pentru voi. Așa. Conducta care vine... Nu, unde lucrează acum, jos în stradă. Nu va face branșarea. Da, branșarea. Nu mai facem cămin. Bun. De acolo... Încoace conducta, cui aparține? Nu. Eu, Cașin. Pe teritoriul comunei Cașin și aparține Cașinului. Aia a mers la baston, țineți minte. Da, da.
Ei, nu îi aparține cumva lui Scricaro? Nu. Doamne ajută. E posibil ca și asta pentru care dumneavoastră cere contractele nici nu fie avut dumneavoastră. Ai problema lui, de acum noi ne-am detașat, de ea nu mai avem probleme. Nu mai avem probleme și cu asta basta. Până la urmă, cei de la Bacău o să trebuiască să exonereze de pe deasă cu bani. Pentru că sunt niște bani care nu trebuie să luați. Nici de la ăla. Ori trebuie să scutească pe el, ori eventual să se întâmple ceva. Fața cu prindelele de Scriparul, comentarul, așteptăm procesul, răspunsul. A fost apelul la Macro și s-a dat un nou termen. Deci încă mai e, încă își face ordonanța prezențială, este încă în vigoare. Da. Scurt, am terminat. Vreau să vă doresc ca în anul care intrăm să fim mai buni, să avem un suflet mai mare. Fiecare să-și dorească ca familia să-i fie închipată, să se bucure de cele de... Ce împăcare v-ați dori cel mai mult? Eu? Vreți să spun, să fiu corect, o împăcare sufletească cu cineva din familia mea. Nu numai la dumneavoastră, la nivel de pământ. Vreau să împăc și să-mi doresc bucurie. Dacă tot să prindem capitolul întrebări... Râs cu lacrimi. Mai candidați la anul ca primar? Poftim? Eu nu. Ce teamă? Eu nu. Haideți să fim serioși. Eu... Nu știu, nu. Nu. Nu fără nicio chestie. Dar ordinea aritmetică procentele. Consilierea ar trebui să... Nu voi participa pentru că eu am participat de două ori. Am dorit, așa cum am făcut asfaltul pe Curița, să fi făcut și satul Curița, și comuna Cașin, cum mi-aș fi dorit eu. Nu l-am făcut, l-am făcut cu sal. Dar așa să fie. Înțelegeți? L-ați făcut sal, mă. Nu, vorbesc de... La vechi. La cu sal, pardon. La vechi. Nu vorbim de... Nu mai zic. Da, în fine. Doriți actele și dosarele, vi le dau prea acasă. Adică două din ele, trei le-am predat la sal, după care s-a făcut marea lucrare. Așa. Ce vreau să vă zic? Să fie bine și să anul care vine să aducă bunăstare nu numai nouă, la toată România, la toți oamenii. Pentru că este o viață grea în prezent. N-a ajuns utilitățile la nimeni. Colac peste pupăză mai început și ăștia de dincolo să ne bage strâmbe de sus. Așa și... Nu știu cum va fi, dar să fie bine. Atât vreau. Și vă doresc la toți un an bun. Că nu se știe la ultima ședință câți nu reușit să le mai adorăm pe aici. Nu mai spune. Nu, să știe ziua de bine. Vă mulțumesc și cu scuze. Dacă pe parcursul anului am greșit cu ceva, cu scuzele de rigoare. Dar domnul Brânceanu. În primul rând, țin să felicit activitatea doamnei viceprimar pe perioada anului 2015, o activitate amplă. Iar referitor la proiectele de pe ordinea de zi, o să încep cu punctul 6, la care eu personal nu o să votez și o să discut despre celelalte proiecte de pe ordinea de zi. Referitor la căminul cultural Curița, am trecut și eu de multe ori pe acolo și am văzut geamuri sparte, aruncat cu noroi pe pereți, vandalizat. Pentru aprobarea unor sume de bani pentru oferirea de cadouri pentru copiii școlii Cașin. E o inițiativă foarte frumoasă din partea domnului primar și pentru activitatea comisiilor de specialitate din care fac parte
Și eu țin să menționez, a fost o activitate amplă și nu s-au luat unele proiecte de hotărâre de către comisii. Rectificarea bugetară de la punctul 1 sunt de acord. În general, sunt de acord cu toate punctele de pe ordinea de zi, în afară de punctul 6. Da, mulțumim, domnul Bărbăne. Domnul Bărbăne, vă rog. Doamne, eu nu știu cu ce să încep. Da, ce să începem cu începutul. Da, sunt de acord cu rectificarea bugetului. E bine că s-a rezolvat și cu problema funcționării rețelei școlare. Doamna secretar ne spunea că în învățământul preuniversitar intră copiii ăia mici de la grădiniță, de la gimnaziară, de la primară, de la nu știu ce, și de asta s-a lămurit problema. Cu impozitele și taxele locale, eu am să mă abțin la acest punct, pentru că vreau să mă uit și eu prin ele așa, să văd ce, când, nu fac timp, cred că zilele astea, și să mă uit prin ele, că e, nu știu, unde stă împotriva firii ca să citesc vreo 30 de pagini într-o jumătate de oră. Dar ce mai bine ar fi să vă dea explicați, vin la comunitatea, la municipiul. Sau mă duc la dâns, sau vă duc aici. Vă spun ei cum vă. Pentru că eu rămân la ideea că, și am să puntez aici, că cei care beneficiază de toate utilitățile să plătească taxe și impozite mai mari decât... Fiscalii, cod fiscal. Codul fiscal este codul fiscal. Da. Pe zone. Păi asta vorbesc de zone. O zonă în care n-are asfalt, doamna viceprimar, nu poate fi categorisită în zona Andrășești, pe Primăverii, unde e asfalt, linie pe lângă pe loturile naționale acolo, loturile particulare ale oamenilor. De asta am și eu dubile mele. Am să fiu de acord cu suma alocată. Dacă în această sumă intră și, eu știu, premierea urătorilor, cred că o să... Nu. Deci numai pentru copiii ăsta. Da. Sunt întru totul de acord cu domnul Vrânceanu vis-a-vis cu construcția de la Curița. Să nu ne trezim cumva că noi facem acolo niște lucrări și, de fapt, ăla nu și-a încheiat conturile cu noi. Asta e părerea mea. Eu la punctul 6 ce să spun? E cel mai fierbinte punct de pe ordinea de zi. Vreau să mă erijez ca unul dintre cei care îl cunosc, cu excepția domnului Nicu Tudose, îl cunosc, poate după dânsul, eu îl cunosc cel mai bine pe domnul Tudose. Dom'le, ce să vă spun eu? Sunt răutăți multe. Răuteți multe. Dar un om care a muncit și care a făcut ceea ce a făcut pentru noi, pentru Comuna Cașin este cunoscută prin acele porți de lemn, porții de sufletul. Ne place unora, nu ne place, asta este. Eu sunt bucuros așa, sunt fericit că sunt contemporan cu el, că a putut să scrie așa, asemenea carte, nu e un album de fotografie. Hai să fim serioși. Eu vă spun, de mic am păzit și voi și vaci și am trecut pe lângă poarta vecinului meu, Ion Cosăcea, de mii de ori. Și n-am observat un element acolo la poartă, pe care el l-a observat unul. Și l-a scris acolo în carte, cu amănunțime, cu tot, a dat cu atâtea detalii. Păi cum să nu apreciez un asemenea om? Dar nu este vorba de o singură poartă. Este vorba de sute de porți. Puse pe generații. Hai să-i dăm cezarului ce aia cezarului. Am auzit aici la antevorbitorii mei că, domnule, tip un profesor. Domnule, scuzați-mă că la Cașin au fost profesori și profesori. Fiecare și sunt, cu merite, cu mai puțin, cu mai puține merite. Eu n-am să uit cuvântul domnului profesor Comăneci la dezvelirea gustului preotului Ardeleanu, când am spus, domnule, ce să fac, să mă bucur sau să fiu invidios, că eu n-am putut să fac așa. Și sunt profesor, cadru didactic, și n-am putut să fac eu asemenea lucrare.
Eu apreciez mult. Așa, vis-a-vis de chestii din astea, că a defrișat pădurile. Știți ce face el cu pădurile? Știți cum se defrișează pădurile? El ceea ce face el, activitatea asta care dă locul, creează locuri de muncă, creează și cu valoare, nu și fără doar și poate, e de 0,03% de ce se taie la nivel județean. Nu la nivel județean, nu vorbesc de nivel național. Eu de asta apreciez lucrul ăsta. Nu cred eu că domnul Tudose, într-adevăr, cum spune, a spus domnul Curea că vine. Nu vine să se gudure, domnule. El dacă vine, chiar și pe dumneavoastră, poate v-a mai săcăit aici în primărie, ca treburile să meargă bine, să se rezolve ceva. Adică n-a vrut să lese starea asta de letargie așa, ca să lăsăm, lasă că facem mai târziu. Nu, dacă se poate. Ce aș putea să spune de Tudose? Cine este Tudose? Un om primit din toate punctele de vedere. Ce ar putea să spun el? Bă, fraților, am bani, am casă, am copil realizat, am două nepoțele pe care frumoase și deștepte, am mașină să mă duc în toată lumea, bani la fel. Face chestia asta numai pentru el, pentru fază, pentru emfază sau pentru, eu știu, nu o face, o face pentru noi. Și lucrarea aia, domnilor dragi, care a scris-o el, aia va rămâne și peste 10 generații. Dacă pământul ăsta va mai dăinui până în 1528, cum se spune, glumesc acum, așa, deci cartea asta și lucrarea asta pe care a făcut-o el va rămâne și până atunci. O rectificare, domnul primar, acolo ați făcut că, într-adevăr, a luat locul 8 în, la fotbal când era Cupa Cutezătorii, dar antrenor era o regretată profesoară de sport, doamna Vărgăluță, care... Vărgăluță, după aceea și fost profesor de sport, profesoară de sport lui Telu. Și Diaconescu, dacă nu mă înșel, s-a stins în viața acum câțiva ani, o profesoară de la oameni. Atâta vreau, asta este singura inexactitate, ca să o numesc așa. Ce să vă spun eu de... Acolo au fost ani de muncă, domnule, să faci o lucrare de genul ăla. Ani de muncă, ce credeți că a făcut poza, gata, a făcut cartea, a făcut bani, m-am dus la Magic Print și mi-am dat, sau cum se merge, cum se pronunță, am dat bani și mi-am... Nu, domnule, au fost ore de cercetare, sute de ore, mii de ore de cercetare, câte drumuri a făcut la arhivele statului. Cei care n-ați fost niciodată la Tudose acasă, duceți-vă și stați de vorbă în biroul lui. O să vă pună la dispoziție ziare de până anii 1877, 1898, 1812, să vedeți ce se spunea și despre Cașin. Câte un articol din ala, asta nu e muncă, e o recunoaștere. Că a venit propunerea de la domnul primar, că a venit de la domnul Comăneci, nu are importanță, și eu puteam să fac propunerea asta, sau care, orice cetățean avea dreptul să facă. Eu recunosc meritele lui, asta este. Când mai suntem unii răutăcioși, când ne-a acționat în judecată, că mă judec cu el, că fac, că m-a jignit, că poate nu știu ce. Asta este problema lor. Este doar problema lor, sunt probleme personale și eu, cum să spun, domnule, asta este, trebuie să luăm lucrurile ca atare, poate și dânsii sunt îndreptățeți să facă afirmațiile astea după dânsii, eu asta consider despre domnul Tudose. Să-i dăm cezarul ce este a cezarului. Iar dacă această aniversare de pe 5 decembrie pe care ne-ați trimis dumneavoastră, doamna viceprimar, invitația la școală, să știți că nu făcea niciun profesor, domnule Curelea. Niciun profesor, niciun director, și care au fost, și care sunt, și care vor veni de acum încolo, nu făcea această manifestare dacă nu era Tudose. A scormonit acolo, de unde e școala, de unde nu știu ce, de unde e terenul de la școală, de unde s-a făcut. Haideți să-l apreciem. Eu vorbesc pentru cei care vor vota în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi. Eu v-am spus, păcat că avem puține valori la Cașin. Asta este. Îmi pare rău să o spun, dar asta este. Avem puține valori. Și puținele astea valori, dacă le denigrăm și le băgăm în mocirlă și le tăvălim așa, nu cade bine. Sunt, vă spun, așa, un pic necăjit, așa că nu ne dorim așa ca... Așa e, dar noi la Cașin, probabil că vorba aia, că băi, moare capra ăla, să moară și a vecinului și a nu știu care. Dom'le, asta este, poate omul ăsta să facă ceva, vrea să ne facă cunoscuți. Am să vă spun că când am vizitat muzeul ăsta etnografic, era doamna învățătoare, doamna Labăr,
Și au venit doi cetățeni străini de la Bacău și care, pe care doamna i-a intervievat așa, doamna Labăr, și le-a spus, dumneavoastră, nu vă cunosc, nu sunteți de aici, dom'le, suntem din părțile Bacăului. Și am auzit că la dumneavoastră astăzi defilează căruțele cu covertiri. Și au venit oamenii aia, domnule, de acolo să vadă căruțe cu covertiri. Și noi le aruncăm cu mociri acum, ca unde vă, ce-i mare lucru, pui un covertir și mă-i doi ca aici. Uite, e un mare lucru. Cum a spus de multe ori și domnul primar, ca și nu, ca și nu. Și familiile noastre, poate mulți dintre noi, cu aia ne-au crescut, cu biciu și cu cari, cu covertiri pe acolo oamenii aia. Fiecare din noi, poate nu, chiar dacă nu părinții noștri, am avut o rudă care am mânat doi cai și au făcut că reușie și... Haide să cultivăm dacă putem, că nu vor mai fi. Cineva spune că peste 2, 3, 5 ani, 10 ani dispar porțile de lemn și vine policarbonatul și vine ferul forjat și le înlocuiesc. Nu o să înlocuiască frumusețea unei porți de lemn care știe să o întreține, va dă-i nu-i ani de zile. Eu sunt într-un totul de acord cu acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Tudor. Merită din plin pentru tenacitate, pentru, cum să vă spun eu, pentru răbdarea pe care a avut-o și pentru tot sufletul pe care îl depune ca noi să ne facem cunoscuți. Nu numai el, noi ca și cetățeni, nu vorbește numai de Tudose acolo și de familia lui. Bine, asta este cu Tudose. Poate sunt un pic emoționat că, mă rog, alții sunt de alte păreri. Ce să vă spun despre acordarea, despre rapoartele de activitate, fiecare știe ce a făcut, apreciez activitatea doamnei viceprimar și raportul dânsei. La taxa de salubritate, ce să vă spun, domnul primar ne-a promis în luna iulie că nu o să mărească prețul decât la 3 lei. Că să fim în consel, nu mai suntem, deci mai ținut cont conselul de noi sau ăștia de la Batista. Temerea mare a mea este că misiunea va avea o misiune extrem de grea și primarul care va veni și viceprimar sau primarul în funcție de vândânia noastră. Pentru că la acest preț, chiar dacă nu e un preț exagerat de 376 de persoană, dar cei care nu au plătit, nu vor plăti în continuare și cei care au plătit până acum se vor înmulți rândurile celor îngroșate. E greu de strâns banii. Greu de strâns banii, astea sunt propuneri, o să le strângem noi și în loc să facem noi ceva cu bani, o să fim nevoiți iar cum am mai dat pentru alții. Și de asta v-am spus, domnul primar, în raport, dumneavoastră, să prezentați măcar câteva nume. Eu știu să fie mediatizate numele astea care nu vor să-și plătească gunoi, care îl produc, domnule. Toți producem gunoi. Nu există că spui, eu nu produc gunoi. Produc și dacă tunzi o iarbă pe fața porții sau nu ți-l duci la YouTube, la compagnie și curiți, mai știu eu ce mânșam din fața porții. Eu, ce să vă spun, aici nu depinde de noi. Noi, știți cum, eu cred că și dumneavoastră vi se bagă pe gând, aia de la Adis, acolo sunt boierii aia mari de la Bacău, că aia trebuie să trăiască bine, pentru că au mașini luxoase, au de toate, trebuie să întreținute, secretarele lor la fel, amantele lor de asemenea, cu bani buni, cu bani de la noi. Vă spun sincer că asta de asta mărește, ce credeți? Când au venit și când am mărit cu apa, ser, când a venit ăsta, pentru că au făcut un prumut la verde ca să și înnoiască parcul de mașini. Asta au făcut când au mărit prețul la apa. Știți ce credeți că au mărit prețul așa la... Nu la... Da, la... La... Și nu despre doamna secretară, ce se spune? Ca de orice. Activitatea doamnei secretare este una prolifică. Consiliul local ca așa. Da, sunt de acord. Știu, este o activitate destul de... Mă uitam chiar astăzi când m-am dus înainte de o oră ca să iau un dosar, să mă uit așa, să mă edific asupra unor proiecte de hotărâre. Nu m-a emoționat doamna, m-a emoționat câte hârtii a făcut, câte, mă rog, a pregătit pentru ședința de astăzi. Cu metanolul ăsta, cred că trebuie dată terminată, răspunsul mi se pare un răspuns pertinent
Și cred că se rămurește și domnul scriptarul să nu ne mai deranjeze cu adrese, că doar dăm Sofia în timp acolo. Ca și numai are și alte chiarțe să pregătească sărbătorile. Nu știu dacă mai este ceva pe ordinea de zi. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Da, mulțumesc și eu. Domnul Roșu? Mulțumesc, doamnă președintă. Aș începe cu proiectul de hotărâre prin care este stabilită taxa de salubritate. M-aș întreba pe domnul primar, acele puberi ecologice, care vor fi aduse împărțite familiilor din comună, când se vor aduce? Și dacă la preluarea acestor pudere se va învia în același timp și contractele cu de fapt pe bani. E corect. Păi dai puterea să vezi. Da. Deci la... Dar nu vine prigoană și eu... La punctul numărul, la punctul numărul 10, deci astea... Despre evaluarea performanțelor doamnei secretare, trecut un an de zile, de multe ori ne-a supărat, de multe ori și eu am mai fost și soare pe urmă noastră, dar trecând una peste alta așa, doresc dânsa la compartimentul pe care îl coordonează acolo ca și secretară. Deci face destul de bine activitatea, deci chiar dacă ultimul cuvânt îl are domnul în acordarea criteriului, eu zic că e bine, prezinișor așa, o foarte bine. Deci se poate și mai bine. Păi ce constă, se poate și mai bine. Aceeași problemă, aceeași problemă. Ca și pe domnul Grizeanu, să-l întreb și eu, de ce trebuie să facă ședință, dacă el a făcut de spus? Deci, totdeauna când e zis, deci, poate ceva, nu se va auzi. Când trebuie, referitor la rapoartele de activitate ale comisiei, deci, fiecare președinte de comisie și-a prezentat raportul activității de anul 2015. Au fost rapoarte destul de complexe, în care s-au prezentat atât declarările de buget și banii care au fost alocați acestui consiliu, cât și modalitatea de cheltuire a acestor bani. O să sar peste proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al domnului Tudose Constantin, de care o să-l las la urmă. Și o să trec la proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării lucrărilor de investiții. Domnul primar, aș vrea să știu, ești clar, că totuși nu este clar problema. Față de câți bani s-au investit în această lucrare, în această construcție, i s-a făcut o inaugurare foarte pompoasă, cu muzică, cu artiști, cu ceva. Cu scenă. Cu scenă în fața căminului, da. Noi trebuie să revenim acum cu o altă sumă de bani ca să îi dăm o funcționare a acestui clădiri. Da, deci ca să ne-a putut inaugura. Nu. Da, deci era inaugurare de făcută de fostul primar de Ungherea, cu muzică multă, cu tăieri de pangă și cu nu știu ce s-a făcut de acolo. Eu acum, ca și consilier, trebuie să revin și să ridic mâna, să acord o altă sumă de bani, când acea plătire, la vremea respectivă, a primit aviz că este aptă pentru... Deci, dumneavoastră considerați că s-a tăiat fabrica înainte de recepție. Deci, din punctul meu de vedere, la acest proiect de hotărâre, eu o să mă abțin.
Nu, atenție că nu vreau să vă explic. Da. Deci proiectul hotărârii care se dă astăzi, da, suntem de acord cu finalizarea contului. Da. Urma lui proiectantul va face o evaluare ce trebuie făcut acolo. Deci dacă e, dacă este proiectul. Apoi va face iar o ședință, de aprobare a valorii dată de proiectant. Deci dacă este pentru evaluare, dacă pentru aprobare, cu siguranță. Ca să poată facă... Deci nu o să fiu de acord. Cât el a fost A. Deci a fost A, doamne, nu? În fața, și sunt atâția martori. Deci sunt atâția martori, pentru că erau 200-300 de persoane care îi băteau din palmă și aplaudau că satul Curița are un transfășit cu un cămin de... pentru acordarea banilor pentru cadouri pentru copiii de comuna ta și sunt totul de acord, ne bucurăm noi cei mai în vârstă de cadouri, de sărbătorile care... o să vină în luna decembrie. Da, băi, copilul că nu mă așteaptă pe Moș Crăciun și pe Moș de Rima. Moș Crăciun. Da, Moș Crăciun. La rectificarea bugetului, nu am venit documentat. Iar acum o să trec la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Ivași și domnului Timosi Constantin. Domnul Culean, o întrebare personală pentru dumneavoastră. Dacă eu aș propune acum, doamne, de la Maslinia, domnilor de la Maslinia, împreună cu domnul consilier, doamna viceprimar și domnul viceprimar, domnul primar, să mergem în punctul Dorca, Haluș, ați putea face distinție unde este Haluș și unde este Dorca? Eu nu am tăiat pădurile, dar cunosc zona. Domnul primar, deci răspundeți, spuneți-mi da. Deci pentru domnul de la televiziune, deci lucrez în domeniul silvic, sunt silvicultor la o folosință din Măsăria Mașa. Deci discut acum ca și silvicultor referitor la ceea ce face domnul Curelea aruncând cu noroi în domnul Pilos. Când a sărit cu obiectul contundent la mine, trebuia să fie, se gândească cu toții. Păi, nu dau cum un răspuns așa, politic. Domnul, deci mi-ați răspuns la întrebare, știți unde este Dorca? Știu. Știți sigur? Nu am avut domnul, n-am fost direct de ocol, silnic, n-am fost. Nu, domnule, dar atâta când îți spuneți că sunt tăierile date în zona Dorca, în zona Haluș. Vreau să spun că ceea ce vedeți, domnilor dumneavoastră, este o alunecare de teren din 2005, pe care nu se mai... Uitați-vă. Domnul, deci gândiți-vă că sunteți filmați și poate o să fie într-un proces. O să fie mărturii într-un proces. Am mai fost prin proces în primărie, așa cum da. O altă întrebare. De ce aruncați noroi întrebarea domnului Tudos de atâta timp? Când vă pune legal, pune legal. Nu știm dacă pune legal. 60 de locuri, aproximativ 60 de locuri de muncă, cetățenilor din comuna Cașin, și comuna lui. Stau de vorbă cu angajații. Da. Nu vreau să spun ce comportament neolitic, ca așa am spus, vreau să dau timpul înapoi. Nu are acest lucru. Domnul Vălea, dar compar cu profesorul în joc cu pierutul ăsta. Ce am dat corează? Hai acum, ce dăm de ziua? Ca și Silve Cultor, pot să vă spun că cred că este singura, adică alături de alte firme care exploatează la noi în zonă, cu taxele și impozitele plătite la zi. Deci vreau să vă spun că în silvicultură sunt mai multe controle decât în alte domenii. Cel puțin la Ocolul Silvic, la Mănăstirea Cașin, vorbesc din cunoștință de cauză. Deci vorbesc din cunoștință de cauză, începând de la audit și până la controle de lucruri care vin de la Legea Națională a Producilor. Și s-au făcut atâtea controle, vreau să spun că această firmă nu s-a constatat. Deci nu s-a constatat. Ești fiul lui, dar nu putea să... Domnule, discutăm, deci discutăm. Domnul, discutăm, deci discutăm acum de la Constituția. Deci o să vină completare și o să vă contrazic la ceea ce a afirmat dumneavoastră, ca să știți lumea un adevăr. Deci să știți lumea un adevăr. Nu știți, mă, da, nu avem la școlile de 200 de milioane, acum atunci de 4, nu știu. Dar poate să duce, domnul, primăria poate să duce și de un miliard de euro. Ce ați dori? Să se ia copiii să se ia în conflict sau nu știu ce?
Vorbim și aceste lucruri. Deci să fie clar așa. Deci nu mai dați exemplu. Considerați atunci că sunteți o persoană de încredere ca și un viitor, poate că deja la funcția de primar din nou. A fost ales primar, chiar dacă am pierdut consumul. Domnule, dar ce transparență. Iată ai fost consilier.